America Latină, pe jos, cu taxiul, cu autobuzul, cu barca, ori cu avionul, din Nicaragua până în Țara de Foc și din Peru până în Brazilia. Așa că sunt aici să ne povestească despre aventură, să vedem și fotografii, nimeni alta decât Suic, Rox și Joy, cățelușa, Ciucă. Fii atent aici, cum a vândut totul și a păstrat doar mașina și am văzut lumea întreagă. Haideți să îi poftim, să le poftim alături de noi. Salut, Mâna! Mă bucur să te cunosc. Și eu mă bucur mult de tot să te cunosc. Stăm pe canapea. Mulțumim! Joy de acolo trăgea spre canapea. Da. Nu mai deci știam. De atunci vrea la televizor. Da. De când e mică, mă întreabă, dar la canapea lui Măruță când merge. Când ajungem pe Happy Lica. Pe toate celelalte. Haide, Joy, uite, poți să urci pe canapea, este te rog momentul, frumos. Mama, este haide, momentul de glorie. Haide, sus pe canapea, perfect. Felicitări. Îți mulțumesc. Pentru că mie îmi place când oamenii au curaj și când oamenii pur și simplu vor să se bucure și să-și creeze foarte multe amintiri, lucru pe care și tu l-ai făcut. Din plin. Și ea. Deci stai un pic, să înțeleg eu mai pe clar. Deci tu ai zis într-o bună zi, în Brașov fiind, bă, vând tot, păstrez doar mașina și plec. De ce ai păstrat mașina? Că mi-e dragă, nu știu. Mi-e dragă, n-am niciun alt raționament. Da? Că de asta nu înțeleg că o ții practic în parcare cât lipsești tu un an și ceva și Planul nu era să mă întorc. Planul era să plecăm forever. Păi și mașina rămânea în parcare în Brașov? Hai să-ți spun altfel, mașina a fost mai ieftină decât telefonul pe care l-am. Deci faptul că am lăsat mașina... Nu era nicio pierdere. De fapt, tu nu aveai cine, nu ți-o cumpăra nimeni când ai vrut tu să pleci. Uite, și ai zis, nu mai aștept ceva și ai să pleci. Exact, așa. Și acum mă bucur de ea că mai e acolo și mai funcționează cât poate ea la aproape 30 de ani. Dar cum te-ai hotărât să faci treaba asta? Mă trebuie să zic că aveam gândul ăsta de pe la 20 ceva de ani, nu s-a materializat job și alte lucruri și acum cumva freelancer fiind și putând să lucrez de oriunde, nemai fiind condiționată de nimic, am zis pe ce am nevoie să plec. Păi, laptopul și cățelul. Ok. Pentru că de când timp ai? Sunt 5 ani, 5 ani? 5 ani, are 5 ani jumătate, de 5 ani am găsit-o. E un cățel adoptat. E un cățel adoptat cu care ai vrut să pleci, adică n-ai vrut să-l lași aici la cineva și să pleci doar tu singură. Eu călătoream destul de mult oricum înainte, însă gândul de a o lăsa ar fi fost un gând care mi-ar fi spus mereu hai să mă întorc. Și așa ați plecat amândouă. Și timp de un an și jumătate ați călătorit? Un an de zile. Și pe unde? Unde? De ce ai ales America Latină? Nu e periculos? Nu știu ce să zic. Cred că sunt niște preconcepții, sunt foarte multe preconcepții. Am ales America Latină pentru că după ce am studiat puțin Asia, Africa și America Latină, mi s-a părut cel mai simplu de călătorit cu un cățel. Simplu nu e nicăieri. Și te-ai hoțuit în avion și ai plecat. Și ai văzut un an de zile toată America Latină. Nu chiar, 11 țări. În ce domeniu lucrai înainte? În același domeniu lucrez și acum. Adică tot marketing și comunicare? Marketing, comunicare, și da. Practic cu laptop puteai să faci jobul ăsta și de la distanță. Exact, și neavând un job propriu zis, practic colaborări și fiind digital nomad, nu aveam nicio condiționare de orar, de număr de ore de muncă. Unde ți-a plăcut cel mai tare? Cel mai tare mi-a plăcut în Insula Paștelui, singurul loc în care am fost fără Joy, pentru că așa, de așa natură au fost lucrurile, încât am ajuns acolo fără ea. Dar mi-a plăcut Patagonia, Peru, uite aici în Patagonia la pinguini. Da. Au fost foarte multe experiențe, asta e din Insula Paștelui, au fost foarte multe experiențe faine, interesante, inedite, enorm de multe provocări. Ai avut și vreo chestie periculoasă? Ți s-a întâmplat ceva la un moment dat? Că mă gândesc că într-un an de zile se poate întâmpla și ceva mai riscat. Nu, și am fost chiar în țările considerate a fi cele mai periculoase, mai puțin Venezuela, nu. El cum s-a adaptat, Joy? S-a adaptat, Joy, peste tot? S-a adaptat bine. Faptul că și înainte călătoream mult în țară, faptul că, printre altele, eu și promovez locații turistice din România și mereu mergeam împreună cu ea, e obișnuită. Ea vede o canapea, un pat, dar acum văd că o atrage mai tare prezența ta decât canapeaua. Foarte ușor s-a adaptat. După cum vezi, iar o fățucă curioasă, bucuroasă de oameni. Cu mâncarea n-au fost probleme nici pentru tine, nici pentru Joy. Nu, suntem foarte adaptabile amândouă. Foarte adaptabile. Asta e pentru tine, exact. Poți să deschid? Te rog. Îți mulțumesc mult de tot. Bravo, în sfârșit. Pentru că în perioada asta tu ai și scris două cărți, nu? Da, printre multe altele, da. O carte nu mi-a aparține. Ai cu Joy în România? Ce tare. Și sunt tot felul de povești, nu? Da, e o carte de colorat de inspirație turistică, locații pet-friendly și locații unde poți merge cu copii. Toate sunt realizate manual, fără inteligență artificială.
textele mi-aparțin și pentru ilustrații am lucrat cu un ilustrator care practic a creat ilustrațiile pe baza fotografiilor mele cu Joy din diverse locații. Chiar acolo îmi plic cu acela ai 5 vederi care stau la baza a 5 desene. Mm-hmm. Și... deci în pauza de la filmări, dacă vrei să te destresezi un pic... Eu mă uit așa și sunt fascinat pentru că văd fotografiile astea și îmi dau seama cât de fericită cred că ai fost în toată această experiență a ta. Ei! Și... nu? Ei! Am avut o experiență plină de provocări, călătoritul cu un animal de companie e foarte, foarte dificil. Că dacă n-ar fi, ar face-o mai mulți. Da. Dar da, per total a fost o satisfacție în mod cer. Și pe cum vezi, e simplu cu ea. Te-a schimbat călătoria asta în vreun fel? Enorm de mult. Enorm de mult. După ce am trecut prin foarte multe lucruri. Enorm de mult. Cred că am lăsat un pic controlul și am schimbat focusul de pe probleme pe soluții. Cred că asta a fost. Nu mai aveai timp să te gândești ce ar fi fost dacă, cum ar fi fost dacă, ar fi trebuit să... Nu trebuia să iei decizii rapid, mai ales pentru binele ei. Erau situații în care mi-o puteau lua, mi-o puteau băga în carantină câte o lună. Adică nu aveai timp să rulezi lucruri. Unde ți-a plăcut cel mai tare? Fotografiile sunt spectaculoase, adică... Uite, astea sunt din Peru. Aici am fost chiar de ziua mea anul trecut, pe 6 iunie. Era un vis foarte vechi, Rainbow Mountain. Și chiar acolo am fost de ziua mea cu Joy. Prima ei tură la peste 5.000 de metri și aici pe vulcan. E un vulcan activ în spate, în Guatemala. Aici tot Guatemala, un alt vulcan semi-activ acesta. Mi-e greu. Sănătate. Mulțumesc. Mi-e și greu. Totuși pozele cine le făcea? De câte ori am primit întrebarea asta? Pentru că sunt făcute și spectaculos, de asta spun. Păi, în primul rând, sunt obișnuită să-mi fac fotografii singură. Da. Da, cu trepied. Sau pur și simplu rog pe cineva, doar că am învățat să prind curaj și să rog direct. Hei, te rog, ai putea exact în felul ăsta să ții telefonul doar să apeși, nu fi creativ, că am fost eu înainte. Știai limba acolo? Am învățat spaniolă într-un an, sunt foarte bucuroasă la un nivel în care sunt întrebată constant dacă sunt din acolo, dacă sunt din Spania. Și ai învățat acasă înainte acolo, să pleci? Acolo. Când te-ai dus, știai ceva? Ei, bineînțeles, am văzut telenovele cu toții, nu suntem cam de aceeași vârstă. Ah, ok, deci erai pregătită. Dar nu aveam capacitatea de a formula o propoziție cap-coadă. Sau mi-era teamă, mi-era că spun ceva greșit, va râde lumea de mine. Eu cred că un om după ce călătorește și după ce are experiența asta vrea să plece din nou. Păi ne-am întors ca să plecăm cumva. Călătoria noastră s-a oprit brusc. De ce? N-am avut... Un an e o coincidență. Nu am avut scopul ăsta. A fost așa stabil la început. Nu. Păi motivul pentru care ne-am întors este că vom începe să organizăm excursii în afara țării cu animale de companie. Un proiect în mod cert unic și nou în România, de care sunt foarte entuziasmată. Și în felul ăsta, cum spuneam, e foarte dificil să călătorești cu animale de companie. Și nu pentru că sunt ele dificile, ci pentru că sunt foarte, foarte, foarte multe reguli și piedici. Și vom începe în Italia, cu excursie în Dolomiți, cu câinii. M-am asociat cu o agenție de turism și împreună facem aceste pachete turistice. Dar numai 100% voi două, deci numai, numai voi două nu mai aveți în plan să plecați, să călătoriți, să vedeți lumea. Nici atunci n-am avut în plan, a fost foarte spontan. Am luat biletul cu 2 săptămâni înainte să plec. Și nu știai pentru cât timp, ai luat doar dus, nu? Da, am luat doar dus. Am luat doar dus. Era prima spre dată când făceai o așa nebunie? Că da. Mi se pare o nebunie, adică, nu? Este. Mai ales dacă nu faci la 20 de ani, e cu atât mai mult. Da, prima dată a fost. Câți ani aveai atunci? Ai avut ce eleganță. Da, foarte elegant. Fac 38 peste câteva zile. Mulți înainte. Mulțumesc, la fel. Da, a fost prima dată, dar cumva am avut nevoie de o setare mentală ca să accept un eventual eșec. Adică să știu că dacă într-o săptămână, 2 săptămâni mă voi întoarce, nu este un eșec. A fost nevoie de setarea asta mentală și la cum a început totul, am pierdut avionul, mi-a pierdut pe Joy, mi-a pierdut bagajul, mi-au clonat toate cardurile în prima zi, n-am avut niciun ban cash un an de zile, toate cardurile clonate în prima zi în Brazilia și au venit una după alta, universul a zis, le dăm pe toate rapid. Și dacă deci trece de asta... Deci în prima zi toate cardurile clonate. Da, pentru că nu aveam nicio haină, mi-a pierdut bagajul, pe Joy am găsit-o cu ajutorul GPS-ului pe care l-are la gât, că în aeroport nu știau în ce țară este, în ce continent este. Pe am găsit-o cu ajutorul GPS-ului, bagajele după o săptămână și nu aveam absolut nimic ce să port. Și m-am dus unde mi-a fost recomandat, mi-au clonat card după card, două, cred, cumva cu o conexiune la Wi-Fi. Și au venit toate în prima lună, aia zboruri, câte 7 anulate, nu au lăsat să intru în diverse țări pentru că sunt româncă. Asta a fost destul de frustrant. Despre toată experiența asta, presupun că scrii și pe online și oamenii pot să citească și pot să te găsească foarte ușor dacă caută. Cum să te caute pe Instagram?
pe Instagram. Unde să și vorbești cu oamenii? Unde poți să vorbești? Sau pe Facebook? Cum? Suntem haihui cu sweetrox cu puncte haihui.cu.sweet.rox. Suntem pe Instagram, avem și blog haihuicusweetrox.com. Perfect. Suntem acolo, da. Ea e foarte vizibilă. Și foarte cu minte. Da, da, așa, cum spuneam, e foarte simplu să călătorești cu ea. Dificultatea nu vine niciodată. Brățările de pe mână sunt din fiecare loc în care ai fost? Nu, ar trebui să am mult. Ar trebui să urce mai sus, nu? Sunt o pasiune de peste 20 de ani. Dar le-am schimbat de 20 de ani încoace. Ok. Eu îți mulțumesc mult de tot că ai trecut pe la noi. Abia aștept să mă uit pe cartea asta, care arată superb și care poate să fie pentru copii și pentru părinți, pentru că poți să citești foarte multe lucruri despre locurile din țara ta, cetatea Râșnova, am găsit aici, și ai și un desen de la cetatea Râșnova pe care poți să-l colorezi. Îți mulțumesc mult de tot! Asemenea și eu. Sunteți foarte simpatice când stați așa. Joi, cred că am înțeles că e momentul. Da, perfect. Oameni buni, după scurtă pauză de publicitate, rămâneți cu noi, iar până atunci nu uitați, căutați-le pe Instagram și încercați să aveți curaj. Poate într-o bună zi, nu știu, vă luați valiza și plecați așa să vedeți lumea. Iată, poate să fie foarte frumos. Ne întoarcem imediat.